Vinerea trecută, membrii Comitetului Executiv Județean Olt l-au mandatat în unanimitate pe președintele organizației județene Paul Stănescu, vicepremier și vicepreședinte la nivel național, să semneze și să transmită scrisoarea prin care, ținând cont de situația critică în care a ajuns partidul, să-i se ceară lui Liviu Dragnea să demisioneze atât din funcția de președinte al PSD, cât și din fruntea Camerei Deputaților. Încă de vineri, domnul Paul Stănescu, președintele organizației PSD Olt, a spus că în problemele care există în acest moment la nivel național, între un prieten și partid va alege partidul. În urma acelei declarații, noi am avut și un comitet executiv în care PSD Olt, cu unanimitate de voturi, l-a împuternicit pe domnul președinte Paul Stănescu să ia cele mai bune decizii la București în ceea ce privește partidul. Iată, astăzi a venit și soluția, bineînțeles că susținem această soluție și deciziile vor fi în consecință, vom vedea ce se va întâmpla în ședința de vineri. Președintele PSD Slatina, Emil Moț, a transmis astăzi un comunicat de presă prin care își exprimă încă o dată sprijinul pentru acest demers. În calitate de președinte al PSD Slatina, am mandatat poziția domnului președinte Paul Stănescu referitoare la starea organizatorică a PSD. Oamenii așteaptă de la noi proiecte viabile pentru o viață mai bună și susțin actuala guvernare care a reușit să aducă un plus economic și social, cât și o infuzie majoră de capital în școli și grădinițe, drumuri, apă și canalizare, în absorpția de fonduri europene. Avem nevoie de liniște politică și susținere pentru a realiza ceea ce am promis electoratului, astfel că salutăm asumarea declarației politice a domnului Paul Stănescu alături de alți liderei PSD într-un cadru larg, care a identificat cauzele scăderii partidului nostru în sondaje, dar mai ales soluțiile obiective și tranșante care se impun pentru redresarea acestei situații. Spațiul mediatic a fost acoperit de teme false în defavoarea evidențierii rezultatelor pozitive înregistrate de guvernarea PSD în domeniul economico-social. Astfel, în fața situației de criză, este responsabilitatea noastră să alegem PSD în defavoarea unei singure persoane. PSD Slatina rămâne fidel planului de guvernare legitimat prin votul electoral istoric înregistrat în 2016, spune primarul Slatinei. Scrisoarea prin care este cerută demisia lui Liviu Dragnea va fi supusă dezbaterii mâine în ședința Comitetului Executiv Național, convocată pentru ora 12:30.